Ionuț, vreau să te zi, vreau să vă arăt două cărți care mi-am cumpărat recent, deci să începem. Cred că poimâine o să vă arăt o carte care se numește Olguța și un bunic de milioane, care o să vă prezint că o să vină de la clubul de lectură. Deci să începem cu cărțile cumpărate. Prima carte este Marele Nate. Așa, este întâiul între puști. Acesta este Nate. Și amândouă cărțile sunt de la editura Arthur. Deci, aceasta este de la Arthur, aici zice cărți cu Hans. Și nu zice autor, da, Lincoln Peirce, nu știu cum se citește, dar uitați la aici. Și da, ca așa arată, este numărul 1. Și așa arată pe spate, dacă vreți să citiți. Da. Așa arată. Și a doua carte, care este Harry Potter și prizonierul din Azkaban, tot de la editura Arthur. Așa arată pe spate. Da? Este numărul 3. Se numește Harry Potter și prizonierul din Azkaban. Cam așa. Așa arată prima pagină. Și n-are poză, are decât aici o poză. Mai are și atât. Apropo, această carte are 458 de pagini, iar aceasta 214. Uitați! Aceasta este prima pagină. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe și un share. Deci, vă pupat, pa, pa! A, da, am uitat! De la cartea Harry Potter și prizonierul din Azkaban, dacă o comandați de la clubul de lectură, o să vă dea și un jurnal de lectură în care aveți diferite exerciții, precum așa arată prima pagină. Și puteți lucra de pe mai multe cărți pe această. Deci, în perioada aceea a fost Kershaw, apoi Harry Potter și prizonierul din Azkaban și apoi asta, Donald Doublefire. Asta, dacă v-am plăcut, nu uitați să dați un like, am mai zis o dată și un subscribe. Pa, pa!